El să rămână singura iubire pe om cântat, doar și iubirea pe această Duhul Sfânt să rămână peste la toți. Amin. Haideți să prețește să fie cuvântul Domnului la Psalmul 40. Vom ști pe mine două versete, pentru că cuvântul lui Dumnezeu e un psalm al David pe care și iubirea pe această Duhul Sfânt cunoștință. Dar vreau să vorbească și pe noi și fiecare dintre noi să putem să stăm înaintea lui cu mulțul lui. În loc face de o dată rugăciunii, vă mulțumim Domnului că suntem prezenți și suntem aici, pe dată de Domnul Domnului. Toate în altul și eu, după de părerea voastră, să ceară bine încălcarea Domnului, este închinarea din dimineața și așa în casa lui Dumnezeu. Pentru că pusese nădejdea Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pe irii, din fundul măcelii. Mi-a pus picioarele pe strâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeu nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încredut în Domnul. Ferici de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aș vrea să le vestesc și să le credințez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Tu nu dorești nici jertfă, nici dată de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile, nu cer nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin, în surul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia ta, Dumnezeu, și legea ta este la dâncul inimii mele. Vestesc îndurarea ta în adorarea cea mare. Iată că nu-mi închid buzele, Tu știi lucrul acesta, Doamne. Amin. Amin.